Periodic, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia organizează întâlniri cu parlamentarii județelor din regiune pe teme importante și de dezvoltarea comunităților pe care le reprezintă. Un astfel de eveniment s-a consumat marți 21 aprilie la Călărași, unde la întâlnirea cu specialiștii ADR Sud-Muntenia au participat doar 3 parlamentari: deputatul de Giurgiu, Florian Nicolae, deputatul de Prahova, Andrei Sava, și deputatul de Călărași, Aurel Niculae. Întâlnirea a avut două teme principale: prezentarea rezultatelor implementării programului operațional regional 2007-2013 și posibilitățile de finanțare din noul program 2014-2020. În regiunea Sud-Muntenia, gradul de contractare a fost destul de ridicat, 55,11%, însă municipiul și județul Giurgiu nu se numără printre fruntași când vine vorba de proiecte. Până în acest moment putem să ne lăudăm cu un grad de contractare raportat la număr de proiecte depuse foarte mare, cel mai mare din țară, de 55,11%. Raportat la numărul de proiecte depuse și contracte semnate, cel mai bine până în acest moment stă județul Argeș și Prahova, urmate de Dâmbovița, Călăraș, Teleorman, Giurgiu. Cel mai accesat capitol vizează infrastructura de transport, drumurile județene și străzi urbane, unde au fost rambursate până acum 383 de milioane de lei noi. Destul de greu a mers la noi domeniul major de intervenție 3.2, infrastructura socială, atât din punct de vedere al depunerii, cât și din punct de vedere al plăților. Sunt proiecte destul de greu de susținut și după ce se finalizează implementarea, și probabil că acesta a fost motivul pentru care și cererea a fost mai mică. În ceea ce privește municipiul și județul Giurgiu, nu se poate vorbi de multe proiecte accesate, mai ales că unele dintre ele au mari probleme de implementare și riscă să nu fie finalizate până la termenul prevăzut. Județul Giurgiu este județul unde pe domeniul major de intervenție 1-1 pe centre urbane nu a fost depus niciun proiect. Pe 1-2 avem contractate anul acest, la sfârșitul anului trecut și anul acesta, două contracte regenerare termică. Pe 2-1 infrastructura de transport avem două contracte. De asemenea și pe domeniul major de intervenție 3.1 avem un ambulatoriu de la Vadul Lat contractat din două proiecte depuse. Pe 3.2 infrastructura socială, 6 proiecte contractate. Un alt exemplu de proiect cu mari probleme în derulare este cel care vizează mănăstirea Comana din județul Giurgiu. Lucrările de reabilitare a lăcașului au început în 2012, însă au stagnat din cauza unor neînțelegeri dintre constructor și beneficiar. Cele mai mari probleme pe care le-am observat noi în implementarea proiectelor provin din proiectare. Comisia Europeană nu acceptă și proiectele pe fonduri europene nu acceptă greșelile de proiectare. Toate greșelile de proiectare trebuiesc însușite și plătite de beneficiari din fondurile proprii, deci nu reprezintă o cheltuială ilegibilă. Stadiul în care se află proiectele giurgiuvene, dar și ce alte proiecte se pot depune pentru dezvoltarea municipiului și județului Giurgiu, au constituit principalele teme de interes pentru deputatul Florian Nicolae. De altfel, acesta a și depus o documentație bogată oferită de parlamentarii din Sofia, Bulgaria, cu privire la coridorul nou paneuropean. O altă temă abordată a ținut de proiectele prin strategia Dunării, dar și de cele care pot fi accesate în domenii de interes pentru municipiul Giurgiu. Noi parlamentarii suntem puțin puși la zid. Eu provin de mediul de afaceri și îmi pare tare rău că nu cunosc toate proiectele care ar putea mediul de afaceri să le implementeze, să pot să le spun colegilor mei, oamenii mediului de afaceri din Giurgiu, de proiectele pe care ar putea să le acces. Sunt foarte multe, dumneavoastră vă faceți datoria, dar cu greu ajung la ei prin aplicațiile practice și prin explicații care trebuie să le dăm. Asta cred că am putea și noi, deputații, parlamentarii, senatorii, să ne putem să le spunem tuturor colegilor, pentru că nu toți deputații și senatorii sunt președinți de partide sau au acces direct cu
ministerele de resort. În speranța că pe viitor accesarea fondurilor prin Agenția pentru Dezvoltare Regională va prezenta mai mult interes decât până acum, specialiștii ADR Sud-Munteni au prezentat și posibilitățile de finanțare prin viitorul program operațional regional 2014-2020. În momentul în care programul va fi aprobat de către Comisia Europeană, în momentul de față este într-un stadiu de negocieri la Comisia Europeană, deci în momentul în care va fi aprobat, va urma loc lansarea programului, întâi la nivel național și vom încerca să fim cât se poate de rapid și la nivel regional și, desigur, și la nivel județean. Asta va fi prima acțiune pe care o vom face. Când estimați? Să... Când estimăm? Dacă mă întrebați, sunt optimistă, probabil eu, și îmi doresc să cred că în luna mai se va lansa programul. Acum, nu depinde... La nivel național? Da, nu depinde de noi, pentru că programul este negociat de către Ministerul Dezvoltării Regionale împreună cu Comisia Europeană. Concluzia care s-a desprins în urma întâlnirii de lucru găzduită de ADR Sud-Muntenia este aceea că toate autoritățile cu factor de decizie trebuie să dea dovadă de mai mult interes pentru accesarea fondurilor nerambursabile. Pentru dezvoltarea unei comunități însă, contează foarte mult și ce tipuri de proiecte se depun. Dacă proiectul nu generează noi locuri de muncă sau nu sunt în interesul direct al cetățeanului pentru bunăstarea lui, șansele de dezvoltare sunt extrem de mici. Mai multe amănunte despre această întâlnire puteți urmări imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale.